Ajax a bătut cu 4-2 la Zvole și în această situație Răzvan Marin foarte probabil va fi titular. Pentru Ajax ar fi două lucruri care să o avantajeze. În primul rând, situația din campionat, acolo unde PSV se descurcă prost în startul de sezon, pare că Ajax a luat o opțiune clară spre câștigarea titlului, 6 puncte față de Alkmaar, locul 2, și 8 puncte față de PSV. În vreme ce deplasările din Liga Campionilor, și ne aducem aminte că a avut deplasări grele, i-au adus în ultima vreme o grămadă de satisfacții. A câștigat la, ne aducem aminte, la Madrid cu Realul, a bătut-o pe Juventus în deplasare, a bătut-o pe Tottenham și așa mai departe. Așadar, pe asta ar putea să bazeze Ajax. Însă, o văd ca o slăbiciune faptul că va juca Răzvan Marin, care nu s-a integrat la Ajax, cel puțin până în momentul ăsta. Așadar, Chelsea favorită, 1.95, egalul, o cotă de 3.90 și 3.95 acum cota pentru 2 solist, a crescut de la 3.75 la 3.95. 1 solist e 1.93, a scăzut foarte puțin, nimic important. 3.95 cota pentru egal a mai crescut un pic și vă spuneam totuși creștere destul de mare de la 3.75 la 3.95 în doar câteva ore, în ultimele ore. Da, două pierderi importante pentru Ajax și aceste modificări ale cotelor chiar din motivul ăsta au apărut, probabil se încearcă recuperarea lui Martinez și Alvarez, posibil ca măcar unul dintre cei doi să reintre pe Stamford Bridge. Apropo de Marin, antrenorul Ajax-ului avea cuvinte destul de frumoase la adresa lui, se antrenează ok, nu că așteptăm de la el, să vedem. Până la urmă... Bine, antrenorul Ajax-ului nu e un Gigi Becali, știi, care să zică, băi, tu nu mai ai ce căuta la echipă, îmi pare rău că te-am adus, e cel mai praf jucător pe care l-am văzut în viața mea și așa mai departe. Evident că omul spune cuvinte frumoase. Ne aducem aminte în urmă cu... Scuze-mă, înainte cu două săptămâni, antrenorului Genk spunea despre Ianis Hagi că n-are cum să facă echipa fără el, că l-ar ucide fanii. Și acum, totuși, Ianis, iată, a ajuns în disgrație. Da, la Ianis se baltă chestie, multe se pun pe umerii lui, inclusiv în Belgia. Echipa nu merge bine cu totul la Marin. Să ne ducem aminte că în Belgia, cam la fel a început, prea multe lucruri nu a arătat la început ok. El a venit dintr-un alt mediu, s-a dus acolo, dar încă avem încredere în acest jucător. Îmi pare rău că nici la Național nu mai mișcă mare lucru. Se vede lipsa meciurilor de la Ajax și probabil și moralul jucătorului. Gol în ambele reprize la Chelsea-Ajax ar fi o cotă de 1.47, peste 3 goluri asiatic cota 1.90 și X pauză cota 2.38, pariem pe codere, cel puțin 4 codere ale lui Ajax, pentru că ne gândim că, indiferent de felul în care va evolua scorul acestei partide, și teoretic Chelsea eu cred că poate deschide scorul, o vom vedea pe Ajax urcând foarte mult. Și la Amsterdam, deși cele două echipe au încercat cât de cât să conserve rezultatul, Ajax a avut 6 codere, au pierdut până la 1, bine, pe final de meci, minutul 86, dar mai puțin contează lucrul ăsta. Uite, Andrei Băicuș, un telespectator, ne spune Chelsea-Ajax 0-3 goluri. Eu nu înțeleg de ce lumea merge pe goluri puțin în acest meci, pentru că nu susțin pariul. Da, ok, dar Chelsea-Ajax sunt două formații tinere, sunt două formații donice să arate fotbal de pe clasă. De altă parte, Sabine, să ne gândim totuși la Chelsea, care în weekend a jucat cu Watford, a fost 2-1 pentru Chelsea. E adevărat, a dominat partida, dar n-a părut deloc impresionantă și nu pare, în general, o echipă impresionantă din punct de vedere ofensiv. Da, încă nu pare impresionantă pentru că are și mulți tineri în lot, știi cum sunt. Sunt 2-3 meciuri să joace fantastic, 2-3 meciuri să te crucești, că poți să evoluezi atât de slab. Revenind la partida asta, cumva lumea se gândește că ok, pe cele două nu ar deranja o remiză, pentru că sunt cele mai bune din grupă, deja un avans acolo în vânt de ierarhie. Să ne gândim că ar fi un egal și Valencia o bate pe Lille și uite că se ajunge la egalitate între ei. Eu cred că va fi un meci cu goluri și indiferent de felul în care va evolua scorul, nu mai spun dacă lui Chelsea va ieși
jocul până prin minutul 30, în sfârșit, corect, atunci când presează ea mai mult, cred că partida se poate duce în 3-4 goluri lejer. Vom vedea pontul oaspeții peste 3,5 cornere, o cotă de 1,60. Eu mă gândeam și la un pază sau final X la ambele partide prezentate până acum, așadar la Dortmund-Inter și Chelsea-Ajax, pauză sau final X mi se par variante bune. Mergem mai departe. Sunt până în momentul de față, spuneam înainte când discutam cu Radu, că totuși în această etapă, în mâine, marți, sunt multe partide care pun față în față echipe aflate în formă. Și Dortmund și Inter și Chelsea și Ajax sunt în formă. Vom vorbi acum despre partide din grupa E, acolo unde Liverpool joacă cu Genk pe teren propriu. Diferență mare aici de valoare. Și iarăși Napoli-Salzburg. Napoli poate fi bănuită orice, dar numai de o formă bună în momentul de față. Așadar, excepțiile. Liverpool totuși merge excepțional. 36 goluri, o cotă de 1.44 gol înainte de minutul 28, 1.47. Gazdele înscriu peste 1.5 goluri la Napoli, Salzburg, și peste 9.5 șuturi pe poartă, o cotă de 1.75. Da, Liverpool joacă în weekend cu Manchester City, mare atenție, multe rezerve pe teren, eu cred că Hank marchează în această partidă. La Napoli eu cred că se va remarca istețirea lui Ancelotti, felul în care știe să pregătească astfel de meciuri. Salzburg fără îndoială o echipă bună, dar o echipă nu neapărat de Liga Campionilor, o echipă bună pentru alt gen de competiții. Mertens și Milic pe teren pentru Napoli. În grupa F avem pe Barcelona, Barcelona-Slavia Praga, este grupa cu Dortmund și Inter. Meciul care teoretic o califică pe Barcelona în faza următoare, gazdele marchează 2-4 goluri, ar fi un pont în cota 1-40. Am văzut în weekend pe Barcelona, pe 60 de minute nu a jucat chiar atât de rău, a cedat cumva inițiativa și lucrul ăsta a costat-o rău de tot. A și avut noroc. S-a încetat lui Suarez? Griezmann nu e în grații? Da, intră Dembélé. Griezmann a apărut integrat doar vreo 4-5 meciuri, apoi iar s-a întâmplat ceva. A început foarte prost la Barcelona, vreo 4-5 meciuri lucrurile s-au legat cât de cât în ultima perioadă. El marcase 3 goluri în primele 3 meciuri, dar problema e că odată ce a revenit Messi, lui Messi nu prea se pare că nu prea îi place de Griezmann. Și au apărut problemele. Din ce știu, Ousmane Dembélé e accidentat? Nu, reintră Dembélé. Reintră. Azi citisem că 100% nu va juca, dar știi cum e cu informațiile astea în presa internațională, ai foarte puțin... Nu fusese inclus în lot, am zis că fusese odihnit pentru meciul din weekend, tocmai pentru a fi apt acum, nu că știau că o să se accidenteze Suarez. Așadar, dar... nu-l vezi pe Griezmann titular nici în această etapă. Vedem. Messi și Griezmann trebuie să învețe să colaboreze, pentru că, într-adevăr, este o problemă mare acolo. Se vorbește Messi... despre demiterea lui Valverde, se vorbește, Valverde spunea despre Griezmann că va juca atunci când va fi la nivelul care se așteaptă de la el. Probabil ascunde un reproș chestia asta. Da, probabil. În grupa G, Zenit, Leipzig și Lyon, Benfica sunt cele două meciuri. E o grupă super echilibrată și Benfica a revenit în lupta pentru calificare după victoria cu Lyon din runda trecută. Iarăși vorbim de echipe în formă aici, pentru că Zenit lider în Rusia, ceea ce nu-i deloc puțin. E adevărat, vine după un egal cu ŠSKA Moscova, dar pe teren propriu. Dar pe de altă parte, Lyon pare să și revenit. E o grupă interesantă și cred că e multă dinamică. Aș vedea goluri aici. Da, probabil, pentru că prea multe lucruri nu sunt de pierdut. Apropo, la San Petersburg, mâine va ninge, sau în seara asta va ninge, probabil, sau poate fi încurcată Leipzig. Zenit Leipzig 2-4 goluri, cota 1.55, peste 3.5 cartonașe, meci cu miză mare între două echipe care știu să dea și la picioare când e nevoie, cota 1.60. Lyon-Benfica 1.11, peste 1.5 goluri, cota 1.62, și peste 8.5 pe poartă, cumva raportat la, și la ceea ce spuneai tu, da, ne așteptăm la un meci spectaculos. Și în grupa H, mai avem pe Valencia versus Lille, în grupa cu Ajax și Chelsea, 1-2-4 goluri, cota 1.79.
Dăm voie să-ți mai citesc câteva comentarii. Sabin Zenit, Red Bull ambele marchează, ne scrie Ana, o telespectatoare. Leipzig marchează, Dumitru Oprea, victorie Napoli, nu bate Napoli, un alt mesaj. Zenit Leipzig, 4-6 goluri, Barça 1x și 2+, Dumitru Oprea. Liverpool gol în ambele reprize, Napoli Salzburg X2 și 2+, Ionuț Vernescu ne scrie Napoli 1 și 2+, Barcelona 3+, Zenit Leipzig ambele marchează, un mic bilețel din partea lui. Uite, Dorin Ardelean, cu care am mai vorbit în ultima perioadă, ne spune salutări, merită de încercat și pariurile speciale. Da, intrați astăzi și mâine, deci în zilele de Liga Campionilor, intrați pe site, pe pariuri12.ro. Noi de fiecare dată pregătim și un pachet special de pariuri speciale pentru un pachet aparte de pariuri speciale pentru meciurile din Liga Campionilor. Sunt deja pregătite și sunt pariuri foarte, foarte istețe. Da, cineva ne scrie că echipele mari o fac curându-se, se împiedică ba una, ba alta, mereu te scoate câte ceva de pe bilet. Noi asta spuneam, Sabine, de acum câțiva ani și dădeam exemple, nu mai revin la discuția asta. Mergem mai departe, haideți să vedem supercotele pariuri 1x2. Promitea, Sabin, niște cote mari, hai să vedem, Sabine. Mergem pe mâna ta 100%. Ok, avem un 3-4 goluri în meci la Chelsea-Ajax, ce spuneam și mai devreme, cota 2-40. Lukaku să marcheze pentru Inter, îmi place la nebunie forma jucătorului. Nu-mi place Lukaku ca jucător, dar este într-o formă foarte, foarte bună. Cota 2-80. Nu-ți place Lukaku, am înțeles bine, da? Da, nu-mi place. Nu-ți place. Știu că ai mai spus asta, de aia. Stilul său de joc, dar îmi place forma, îmi place că și-a regăsit posta de joc după ce se împiedica la un moment dat la Manchester United pe acolo. Uite, ce a găsit echipa și antrenorul potrivit, bravo lui. Dortmund Inter 1-1, scor corect oricând în meci la o cotă de 2-40. Bun, îți mai citesc, Sabine, câteva mesaje. Victorie Zenit, ne scrie Mircea Valentin Ionuț. Pauză sau final X la Valencia, 3+ la Dortmund, joc 1000 de lei, ne scrie Tudor Mihai, nerecomandat după părerea mea, o mare, mare eroare să joci sume atât de mari la pariuri. Pentru mine pariurile sunt cu totul și cu totul altceva, nici de cum o activitate la care să risc 1000 de lei. Biletul zilei Sportingbet, biletul în cota 2, așadar. Haideți să vedem. Încercăm să nu ne complicăm, încercăm să scoatem o cotă de 2 prin variante simple. Acum, oricât de simple ar fi, n-ai niciodată certitudinea că vor ieși câștigătoare, avem experiența asta. Napoli-Salzburg, gazdele cel puțin 2 goluri, Dortmund-Inter, gazdele marchează și Chelsea-Ajax, gazdele marchează. Sincer, Sabin, eu nu cred, nu știu dacă forma lui Napoli o recomandă pentru a marca 2 goluri. Da, forma poate nu neapărat, dar felul în care joacă Salzburg, ce să pareze la Salzburg? Că ei știu să joace doar de la mijlocul terenului advers către poarta adversă, adică în apărare, dacă știi să pui mingea jos în 2-3 pase, ești în poartă la ei. Joacă deschis și e un meci pe care Napoli vrea neapărat să-l câștige, pentru că altfel lucrurile se pot complica. Iar Napoli, Liga Campionilor pe teren propriu, joacă cu totul altceva. Să ne aducem aminte și de meciul cu Liverpool, deși a fost la începutul campaniei, dar nici atunci nu avea rezultate formidabile Napoli și chiar a jucat ok. Da, e adevărat că și rezultatul din tur, acel 3-2 al lui Napoli, ar putea să cântărească mult. Haideți să vedem restul ofertei pentru mâine. O să începem în Liga a doua, acolo unde colegii noștri au ales două partide. Sabin, ce știi despre meciurile astea, Buzău, Timișoara și Petrolul Miercurea Ciuc? Sunt analizate pe pariuri12.ro, asta știu sigur. Ponturile sunt 2-3 goluri în meci, cota 1.97 și Petrolul să marcheze peste 1.5 goluri, cota 1.70. Două ponturi din Ligue 1, Rochdale de Ipswich, 2-0-4 goluri, Ipswich da. Atacă promovarea. Și încheiem cu tenis, Next Gen Finals și hockey, un pont din hockey, Lausanne, Davos, peste 4.5 goluri.
Atât pentru această seară, prieteni. Așa cum spunea și Sabin, avem foarte multe ponturi pe site, pe pariuronews2.ro, analize și lucruri importante pentru pariori. Așadar, nu ezitați să ne vizitați. O noapte liniștită. Baftă la pariuri!